Am citit comentariile voastre și intenționam să văd serialul ăsta pentru că văzusem trailerul cu ceva vreme în urmă și eram intrigat de poveste pentru că nu mai auzisem niciodată de povestea asta. Este un bas, îs puține episoade ca și desigur este Netflix. Of unfortunate events, adică o serie de evenimente neplăcute. Azi vorbim de primul sezon din serialul ăsta și singurul sezon este deja gata în maniera Netflix, așa cum ne-am obișnuit, deci hai să vedem și despre ce e vorba. Sunt trei copii, o fată, un băiat și un bebeluș care și ăla e fată și se întâmplă o mare nenorocire și ei rămân fără părinți pentru că părinții mor într-un incendiu. Așa că ei trebuie să fie dați unui gardian, mai exact unui o rudă apropiată sau ceva de genul. Și ajung la unul care e contele Olaf, care zice că e un actor, dar de fapt e un măscărici și el vrea doar averea lor, averea copiilor, de fapt averea părinților. Dar copiii nu poate să pună mâna pe avere până nu unul dintre ei devine major, fiind fata mai mare. Asta o să dureze o perioadă. Așa că începe o serie de evenimente. Și desigur, în timp ei sunt plimbați de la gardian la gardian și povestea se dezvoltă și afli și mai multe despre contele ăsta, dar nu suficient de interesante. Serialul folosește și de multe ori manevra, metoda, sparge al patrulea perete ca în Deadpool, de exemplu, când se întoarce și vorbește cu camera sau mai exact cu cel care vizionează. Și sunt unele glume destul de inteligente, aruncate destul de interesant și la unele chiar nu te aștepți dacă te prinzi de situație. Ce încearcă serialul ăsta să-ți vândă de la început este că e foarte dramatic sau e foarte depresiv. E un narator care tot apare în cadru și spune chestii gen: dar asta nu i-a făcut pe copii să renunțe, dar sincer ce urmează ar fi mai bine să nu vezi. Știi, dume de genul, chiar din intro, piesa din intro-ul serialului sugerează look away, look away, look away din engleză înseamnă Luca avarii. Luca avarii, asta înseamnă. Și cam atât ar trebui să știi despre serial ca să te arunci și tu și să descoperi o serie de evenimente neplăcute. Neil Patrick Harris este unul, este cam principalul din serialul ăsta, cel puțin camera e foarte mult pe el. Joacă rolul contelui Olaf și îl joacă foarte interesant. Nu este chiar o caricatură și încerci de fiecare dată când apare să-i citești straturile. Pe parcursul serialului el are mai multe deghizări și câteodată îi prins manevra de unde pornește personajul lui și unde o să ajungă, dar până ajunge acolo sunt câteva chestii care s-ar putea să te atragă la personajul ăsta. Copiii sunt super interesanți, mai ales fata mai mare, care joacă într-un fel un rol de optimistă și ea este și inventatoare. Puștiulică e foarte deștept și el e destul de negativist, iar cea mică e doar adorabilă. Pe parcursul serialelor apar mai multe personaje și o să aleg să nu vorbesc de toate, dar este un personaj care m-a enervat pe tot parcursul serialului. Este un tip care e un fel de bancher și bancherul ăsta se ocupă de copii și îi trimite la anumitul gardian. Și când tipul ăsta, contele Olaf, se deghizează sau ceva, efectiv ăsta nu-și dă seama sau nu înțelege sau copiii vorbesc prostii și te enervează. E genul ăla de personaj care îți vine gen să le iei de cap și să spui: coaie, tu nu vezi? Ești prost? Da, de multe ori asta m-a făcut să renunț sau efectiv când apărea el îmi displăcea serialul cu 10% poate. La sfârșitul zilei, serialul ăsta e un serial scurt care are un început și are un sfârșit. E deschis pentru un sezon 2, dar te simți într-un fel și semi-mulțumit. Nu au explicat tot ce au vrut să explice de la începutul serialului. Unele chestii chiar rămân în copac și e gen ok și unele chestii pe care ți le arată, poate semne, poate două personaje
extra și totuși ești ok, care a fost faza? Înțelegi de ce ei lasă o ușă deschisă destul de larg pentru un sezon 2 și trage un pic sezonul 1 în spate treaba asta, pentru că la final rămâi cobeșină, ești na, fain. În schimb, nu pot să nu laud actorii care au tras foarte tare, naratorul e super interesant de fiecare dată când apare și îți spune, îți vinde treaba aia cu asta nu e tot. Neil Patrick Harris ca contele Olaf iar a făcut o treabă extraordinară, copiii au fost decenți și desigur efectele speciale, în mare parte tot serialul ăsta am impresia că se întâmplă pe un platou și este foarte mult ecran verde, adică green screen, invers green screen, adică ecran VTC și genul ăla de fantasy cartoony și așa, dacă vrei, ales în Wonderland, dar nu chiar atât de colorat, foarte spre întunecat, tot arată destul de sumbru sau ridicol. Sunt scene care sunt destul de trase de păr, dar ținând cont că este un fantasy, comedie amuzant, e ok, le accepti, nu te deranjează la mai, nu-ți vine să spui, bă, chiar trebuie să faci asta. Sunt o grămadă de personaje care sunt introduse de la începutul serialului și nu știi sigur dacă merită să fii investit în ele sau nu. Pentru că pe parcursul serialului dispar anumite personaje, injectează alte personaje și rămâi totuși și cu alea de la început de care nu prea știm multe. Acestea fiind spuse, nu este un serial prost, este chiar un serial destul de amuzant și interesant, nu este chiar o comedie gen gata tati, nu, este un fantasy comedie, un pic de acțiune, e puțin din toate. Dacă chiar nu ai la ce să te uiți, ești un fan al filmelor sau serialelor, gen ce mai era, Frații Grimm, știu că e unul care mie nu-mi place, e ăla cu Albă ca zăpada, îmi scapă cum îi spune acum, Once Upon a Time, cred că o să-ți placă și serialul ăsta. Față de alea, serialul ăsta are sigur un buget mai mare, actori mult mai buni și scriitori mult mai buni. A Series of Unfortunate Events primește jumătate de scut. Și chiar sper să-mi trezească mai mult interesul în sezonul 2, că poate acum nu au vrut să prezinte toate armele sau tot arsenalul pe care l-au în legătură cu povestea asta și au vrut să-i că, băi, hai să tragem cumva să facem și alt sezon. Sper să fie așa și sezonul 2 să fie mult mai bun. Ai văzut serialul ăsta? Mulți mi-ați comentat în secția de comentarii că, bă, la ăsta mă mai uit sau ți-aș recomanda și ție, imediat îl termin. Vreau să aud și părerea voastră. Sub butonul de like o să găsești alt clip mișto și subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.